După un timp, am descoperit că dezvoltasem și un fel de reflex. Și că dacă priveam o întâmplare dintr-un anumit unghi, acea întâmplare, în opinia mea, semăna ca și arhitectură cu aceste vehicule de călătorie de care vă spuneam. Așa că m-am apucat să povestesc celor din jur întâmplări. Și când am descoperit că celor ce le povesteam le făcea plăcere să mă asculte și că mie îmi făcea plăcere să le povestesc, mai târziu m-am apucat să le și scriu. Și când am descoperit că celor ce le citeau le făcea plăcere să le citească și mie îmi făcea plăcere să le scriu, mai târziu m-am apucat să le și filmez. Și în ritmul ăsta, astăzi am devenit unul dintre acei mici constructori de vehicule de călătorie numite filme. Iar în seara asta vă invit la un test drive cu trei modele diferite din flota de vehicule de călătorie marca Daniel Sandu Benz. Toate cele trei vehicule sunt dotate cu toate opțiunile, ABS, cu servofrână, servodirecție și același model de parbriz de mare dimensiuni din care să putem experimenta cât mai bine posibil călătoria în care ne va purta fiecare vehicul de călătorie și ar mai fi. Așadar, călătorie plăcută! Nu vreau să ne facem de ales acolo. E concurență mare. Mulțumesc frumos. Vezi că aici e treaba serioasă, nu glumă. Ia-o pe asta, zi. Asta e o camionetă. Când boierenu-s acasă, dom, dom, să-nălțăm. Și toate aplauzele le sunt dedicate de opotrivă și celor care au lucrat, în special cei de pe scenă și cei pe care am uitat, eventual să-i invit. Ei sunt cei doi copii de care sunt foarte mândru, care au jucat în Vocea a doua. Evident, au mai crescut, în înălțime în special. Vedeam. Ia lasă-mă să spun mai două. Da. Deci aș vrea să spun câteva cuvinte despre domnul ăsta care ne-a adunat în seara asta aici, respectiv despre Daniel. Să vă povestesc un pic ceva ce el n-ar povesti, cred, despre determinarea cu care a dus la capăt filmele astea, despre dorința lui, ne-a povestit cum s-a îndrăgostit de cinema, da? Despre cum a fost mai departe drumul și cât de tare a muncit, cât de mult a muncit ca să ajungă unde este astăzi și ca să poată prezenta pe un ecran dintr-o sală adevărată de cinema un program de o lungime aproape cât un lungmetraj.
Să spun că, de fapt, numărătoarea manuală este filmul lui, produs de el și dus la capăt de el, pe puterile lui. Ajutorul de la noi a venit un pic mai târziu, când filmul era deja gata. Și să povestesc un pic cum a făcut asta, pentru că în momentul în care am pornit la drum cu scenariul lui de lungmetraj, care se cheamă Un pas în urma Serafimilor și care va intra în producție anul ăsta, în toamna asta, când a înțeles cum vine de devine și că, de fapt, școala pe care a făcut-o, care nu este un ATC-ul, care este Universitatea Media, de fapt, i-a pregătit în tehnică, dar nu i-a pregătit deloc pentru ce înseamnă interacțiunea cu publicul, ce înseamnă interacțiunea cu preasla, și că filmele lor de școală n-au călătorit deloc și că ei n-au interacționat în festivaluri cu nimeni, atunci, în urma câtorva lucruri care s-au petrecut, workshop-uri unde a mers, oameni pe care i-a cunoscut, festivaluri pe care a început să le cunoască, cred eu așa în mintea mea că și-a spus că trebuie să facă ceva și trebuie să demonstreze că nu numai că știe să scrie și că într-adevăr poate să facă și știe să facă și atunci, fără să spună o vorbă, a venit cu numărătoarea manuală făcut și mi l-a arătat. Și mi se pare că e un gest pe care puțini oameni îl fac, puțini oameni și dintre cei care sunt într-adevăr îndrăgostiți de cinema. Mai știu câțiva cineași de tipul ăsta care și-au pus resursele personale și prieteniile cap la cap și au reușit să facă lucruri de tipul ăsta, dar încă o dată ei nu sunt mulți. La Vocea a doua la fel, Vocea a doua e un film făcut de asemenea pe prietenii și mulțumesc încă o dată tuturor celor care au lucrat la filmul ăsta pentru participarea pro bono. E încă o dată meritul lui că a reușit să adune cap la cap energiile pentru filmul ăsta. Mă uitam, cred că le văd a cincea, a șasea oară pe primele două și a treia sau a patra oară, ca ai putere. Eu nu mă satur de filmele astea și îmi face mare plăcere să le văd. Și de-abia aștept să fie gata și lungmetrajul și să fac la fel și să mă ascund în sală din când în când și să-l văd și să-l revăd. Cam asta e un pic despre Daniel Sandu, pentru cei care cunosc mai puțin. Numărătoarea manuală s-a făcut așa. Nu am vrut niciodată să fac scurtmetraj. Am vrut să fac lungmetraj. Și la un moment dat, Ada a fost suficient de convingătoare cât să-mi spună că înainte să sar la Liga Mare, la lungmetraj, ar fi bine și în avantajul meu să trec prin scurtmetraj. Am zis, ok, haide să fac și compromisul ăsta. Și tot Ada mi-a spus că, da, știi că e destul de complicat cu finanțarea, trebuie să aplicăm la CNC, bla bla, și știam tot mecanismul ăla și am zis, ok, nicio problemă. Am plecat și aveam o idee de scurtmetraj, dar nu aveam niciun ban și nicio relație. Și am făcut două liste. O listă cu tot ce am nevoie și o listă cu toți oamenii care au ce am nevoie. Și m-am dus peste ei. M-am dus peste ei, m-am prietenit cu ei, i-am convins și au venit cu inima deschisă și au investit fie energie, fie timp și așa a luat naștere numărătoarea manuală, pe care, într-adevăr, l-am livrat aproape complet Adei. După un an de zile, deci filmele au fost 2011, 2013 și 2014. O să mă întrebați ce am făcut în 2012. Nici eu nu mai știu. Dar la finalul 2012, începutul 2013, am reușit să o convinc pe Adam cu un scenariu scris de un coleg de-al meu să facem și Vocea a doua, pentru că mie îmi plăcea foarte mult povestea, avea un mesaj puternic pe care vreau să mi-l asum și să-l spun public. Și tot așa, nu aveam timp să aplicăm la CNC și Ada a fost destul de implicată și de binevoitoare să mă ajute să-l facem în două zile de filmare. Pun la dispoziție echipă de producție. O parte sunt aici, o parte Mirela Tuguie, o văd acolo în sală, roșcata. Și am făcut casting, am găsit acești copii minunați de la o școală de actorie pentru copii, a coproducătorului filmului, care e aici în sală, Iulian, de la Pygmalion Film. Și în două zile am reușit să terminăm Vocea a doua.
Și un an mai târziu am scris Cai putere. Toate aceste lucruri le făceam așteptând marele film, așteptând ceea ce numesc eu nava amiralului a flotei de vehicule de călătorie marca Daniel Sandu. Și am scris Cai putere pentru concursul HBO. Am primit la un moment dat un telefon din nicăieri de la producătorul Velvet Moraru, despre care nu știam nimic. Mi-a spus cine e și mi-a spus următorul lucru. Că i-a plăcut scenariul și că vrea să facă acest film cu sau fără sprijin de la CNC. Iar pentru mine propoziția asta a fost suficientă. Și întâmplarea a făcut că am și câștigat la CNC și a fost primul meu proiect cu buget complet, la care eu nu a trebuit să fac decât scenariu și regie. Nu a trebuit să fac sandwich-uri, nu a trebuit să mă duc după cafea, după baterii, după benzină, după... Dar să știi că n-au fost rele sandwich-urile de la primul. Știu, mulțumesc. Mi-a pus cu șuncă, cu unt, cum îți place ție? Cu castraveți, atâta castraveți. Da, foarte subțiri, totul ca să fie confortul meu. Și Cai putere a fost filmat în 5 zile. Abia la Cai putere am simțit timpul necesar de care aveam nevoie să mă desfășor și să pot imprima atât actorilor din film, cât și echipei de producție, energia despre care eu cred că este vitală în crearea unui film și care chiar se simte pe ecran. Pe scurt, așa s-au făcut cele 3 scurtmetraje pe care le-ați văzut în seara asta. Eu vă spun sincer, eu continui să fac. Adică eu fac proiecte acum în zona independentă pentru că e un tip de exercițiu care te face, te ține viu. Te ține viu chiar atunci când intri când te ia în brațe o instituție, cum e Național în cazul meu, sau când iei tu în brațe CNC-ul, e bine să rămâi viu prin astfel de proiecte independente în care vii pe prietenie, în care îți dai măsura, mi se pare că îți dai într-un fel mai bine, sau, da, îți pui mai bine în pagină propria valoare, pentru că creezi în condiții, în condiții grele, în condiții limită, să zic. Și mie asta mi-a plăcut la tine, sigur, eu cred foarte mult în Daniel Sandu, e părerea mea subiectivă. Vreau să mulțumesc că m-a pus să port doar mustață și cioc și cercele în ureche. L-am portat în viața mea cercele în ureche, ceea ce a fost foarte ciudat. Bine, nu m-am dat în aură, dar a fost foarte ciudat. Și că m-am pus să mă bărbieresc de fiecare dată. Asta a fost mai între regulile lui. Cu Daniel am mai lucrat și înainte la un alt proiect. Dar, așa cum a spus și doamna Vedea, este foarte, foarte important să facem lucruri independent. La o scară, mă rog, mult mai mică și cu experiență mult mai, mult mai mică decât însa. Și eu, la fel, până un teatru și-a deschis porțile să mă primească, am lucrat foarte mult în teatru independent și încă mai fac asta. Cred că statistic sunt mai multe cele independente. Dar mă simt foarte bine pentru că le fac cu prieteni și cu oameni care cred în mine și oamenii care eu cred. Și de cele mai multe ori ies rezultate foarte, foarte bune. Vreau să-i mulțumesc lui Daniel cum a luat în toate 3 filmele. Cred că cel mai bun a fost Moș Crăciunul. Și sper să nu fi consumat șansele, că de obicei sunt 3 și cam astea au fost. Sper să nu fi consumat șansele și să mai... Lucrăm împreună. Mulțumesc! Eu mi le-am propus drame. Culmea, lumea spune că au ieșit comedii. Ce? Despre numărătoarea manuală, eram convins că e dramă și am aflat din presă că e comedie. La vocea a doua am zis să forțez mai mult drama și la prima proiecție lumea râdea în sală. Și ăsta mi l-am propus să fie așa cum e. Ele nu sunt bazate pe experiențe personale. Sunt bazate pe niște povești reale pe care le-am auzit sau pe care le-am văzut. Povești la care am venit eu cu o contribuție din experiența de viață pe care am acumulat-o eu. Trădări între prieteni există
peste tot, la toată lumea. Ceea ce cred e că nimeni nu este absolut nevinovat. Și atunci nu există personaje pozitive și negative, ci personaje cu interese diferite care se intersectează. Și practic încerc să surprind acele intersecții dintre personaje care intră în conflict unul cu celălalt și, paradoxal, ambele personaje au dreptate. Și cumva să las la latitudinea publicului să decidă cine e personaj negativ, cine e personaj pozitiv, cine are dreptate sau nu.